Acuzații extrem de grave la adresa medicilor de la spitalul numărul 4. O tânără și-a internat mama bolnavă de cancer la spital, iar acum riscă să ajungă după gratii. Tânăra din capitală a descoperit cu stupoare după decesul mamei ei la spital că din lucrurile personale ale acesteia au dispărut dozele de morfină. Femeia spune că a luat morfina de la medicul de familie pe numele ei, iar conform legii trebuie să returneze fiolele goale. Femeia acuză medicii de la spitalul numărul 4 de furt, lucru negat de cei vizați. Domnul Cernețchi, doriți să comentați? Aceasta a fost atitudinea directorului Spitalului Clinic Municipal numărul 4, Valeriu Cernețchi, atunci când echipa noastră de filmare a încercat să discute despre caz. Mai mult, angajații spitalului ne-au dat afară cu forța din clădire și au încuiat ușa, iar directorul nu a mai răspuns la telefon. Olga Șișcova spune că angajații spitalului o scot în șuturi din clădire de fiecare dată când vrea să afle ce s-a întâmplat cu cele 10 fiole de morfină dispărute din bagajul mamei. Și la spital ei nu aveau dreptul să pui morfină ei, adică ampul a rămas la dânsă, ei puneau medicamentele lor. Eu trebuie să le întorc, da, dar ele au dispărut aici în spital. Mama ei a murit luna trecută și cu două zile înainte de deces i-a spus prin telefon că are la ea 10 fiole și 60 de tablete de morfină. Eu am sesizat poliție, noi am mers cu avocatul meu la poliție și câteva zile în urmă, pentru că noi din tăi am hotărât să vorbim cu directorul spitalului, dintre care noi am fost dați afară. Și noi am hotărât că noi ne ducem în poliție și scriem plângere, pentru că acest caz trebuie să fie cercetat. Avocatul femeii susține că a încercat să rezolve problema pe cale amiabilă. Eu menționat că nu poartă răspundere de lucrurile personale a pacienților și asta e tot. Polițistul de sector care venise să cerceteze cazul nu a vrut să ne ofere mai multe informații. Acumulăm toate materialele și o să ne clarificăm. Tânăra a primit un răspuns oficial din partea spitalului, potrivit căruia mama sa nu a avut la ea nicio fiolă de morfină. În secție știau foarte bine că ea are medicamente. Eu vă explic, doar nu doar trebuie să-mi explicați. Nu. Tânăra riscă până la 2 ani de închisoare pentru dispariția fiolelor de morfină. Ministerul Sănătății ne-a comunicat că nu are competențe în acest caz.